Bună, Marius! Continuăm cu ceva foarte, foarte chinuitor, pentru că ne pricepem se chinuim pe oameni, exact ce nu le place, nu le place lor, aia le dorim. Uite, o afirmație interesantă într-un afiș pe care l-a pus Emma astăzi, dintr-un text de la mine: Toate necazurile, bolile și pierderile sunt datorate lipsei de energie subtilă, adică avem prea mult eu și prea puțin Dumnezeu. Sufletul se întărește numai prin restrângere, înfrânare și dăruire. Însă această energie vitală, din care toate se fac, se pierde foarte ușor. Pe plăceri, fericiri, satisfacții și judecată. Plăcerea peste nevoie înseamnă durere. Aceasta, această afirmație este extraordinar de importantă pentru că arată că în momentul în care apar necazurile din viața noastră, de orice fel, pe exemplu, hai să zicem o chestie care nu te, nu te poți gândi. Deci, întâmplăm greutăți la înaintare în viață. Lucrurile nu mai funcționează bine, se strică, oamenii ni se împotrivesc, nu mai terminăm ce vrem să facem sau apar necazuri. Pe exemplu, cineva are uh, are să zicem gândaci în casă. Apar gândaci în casă. Da, sau da. cineva este mușcat de țânțari. Mm -hmm. Lucruri minore. Lucruri care... minore. Da. Deci, fiecare situație de viață, oricât de minoră este, sau ți-a căzut ceva jos, s-a spart. Da. Sau când ajungi în stație, nu vine uh, tramvaiul o oră. Da, s-a defectat ceva, scurge apa. Da, de fapt, sau s-a spart o conductă la tine. Ce, ce, de ce se sparge? ce se întâmplă chestia? De ce vin gândace? Nu ai energie. Deci, este un semnal că nu ai... Deci, vorbești totul, vorbești despre tine. Deci, da. nu ai energie subtilă. Și atunci trebuie să te înfrânezi. Singura modalitate prin care se poate întări sufletul și încărca cu energie subtilă este restrângerea, care înseamnă multe lucruri. Înseamnă înfrânare, abținere, înseamnă acceptare, surgire. cedare, slujire, supunere, dăruire. Ce mai... Plus dăruire. Da. Plus dăruire. Adică să dai ceea ce prisosește. Ca să poți să iei energie, pentru că lucrurile lumii sau binele pe care le-ai acumulat îți ia din viață. Adică prea mult bine te omoară. Adică prea multe plăceri, prea mult ușor, prea multă comoditate, prea multă savoare. O să, exemplu, mâncarea plăcută te omoară. O, o da. pe care rămâne zinic îți ia din viață și te trezești după aceea că te dai afară de la servici sau nu mai mergi sau ai o pierdere financiară, faci o greșeală sau un accident de mașină. Deci toate au și ca și cauză una singură. Faptul că nu ai energie subtilă. Energia subtilă înseamnă că uh, ai uh, făcut prea mult pentru binele propriu, ai căutat prea mult bine pentru tine și prea puțin bine pentru ceilalți. Și trebuie să inversezi uh, raportul. Deci mai mult să dai decât să iei mai mult să te restrângi, să te autolimitezi continuu, că, spre exemplu, că te lovești o boală. Nu ai altă posibilitate, că boala este cauza bolilor, pierderilor, durerilor, toate felurile. suferințelor sunt, la fel, lipsa de energie vitală. Deci, sufletul a fost presat foarte mult, dus dincolo de linia roșie subțire și apoi apar cazul Cele mai mici necazuri din viața ta, că apar gândacii, că scade o cană jos, că te calcă cineva pe picioare, se ceartă cineva cu tine, deci toate vin din faptul că nu ai energie vitală. Nu că omul acela are ceva cu tine, nu. Trebuie să vină în necazul spre tine, să te desprindă de materie, de ceea ce pui tu pe primul plan, de plăcerea acestei lumi. Deci, noi, ca să putem să avem o viață fericită, trebuie să nu cauți o viață fericită. Deci cineva căuta viața o va pierde. Cine o va lăsa pentru mine o va câștiga. Asta este una dintre afirmațiile fundamentale care ne pot salva viața. Deci în viață nu trebuie să cauți viața. Nu, nu satisfacțiile vieții să le cauți, ci lipsa lor. Da. Dumnezeu este în mai puțin, în mai simplu, în mai modest. Deci noi trebuie să învățăm să ne depărtăm periodic, continuu, de dimineața până seară, de, de binele propriu, să nu-l vrem. Deci a nu vrea binele tău trebuie să fie mai mare decât a-ți face o, o plăcere. Spre exemplu, uh, cum dădeam noi exemplu, mergi la serviciu decât să mergi cu mașină, mai, mergi, mergi, mai bine mergi pe jos. La serviciu, decât să fugi de uh, greutăți, prei greutățile colegilor. Deci mereu te opui, sari în ajutor celuilalt, faci o muncă în plus. Da? Aveam noi pe grup o colegă care spunea că când nu are nimic de făcut la serviciu, se apucă și face curățenie în instituție și spală wc urile Da. Deci face ceva, scade egoul și atunci apară situații din viață care nu este nevoie să vină un necas spre tine și apoi vin și binecuvântări. Deci există o răsplată, întotdeauna nu este o răsplată. Pentru că în momentul în care egoul scade, atunci vine Divinul și prezența lui este cea care cel care face viața frumoasă. Deci noi avem prea puțin Dumnezeu în noi, adică prea, energie, prea puțină energie subtilă și prea mult egoism, prea multă preocupare pentru binele propriu. Asta poate să, duce la, să ducă la cancer, poate să ducă la, la, accident mortal pe stradă. Adică din senin, pac, vine cineva și te cacă. Tu mergi frumos pe trotuar și dată unul părăsește carosabilul și a intrat în tine brusc da, și nu înțelegi da, da. de ce. De ce s-a mm -hmm. întâmplat lucrul ăsta? Sau se apară o pierdere financiară, s-a terminat cu firma ta, ai pierdut toți banii, sau cineva da. te-a înșelat și nu știi de ce, pentru că trebuia să te înșele, pentru că ai pus materia pe firma Deci, cel mai periculos lucru în lume este lumea aceasta cu fericirea ei. Sunt fericirile lumii. Da. Fericirile lumii sunt cel mai periculos lucru posibil. Și mergem mai departe la afirmație. Uh, nu mai un pic aici, vreau să subliniez din, din, ce mai vorbesc cu fetele și văd că încă sunt taxate pe exterior, că ar putea să spună, mi s-a spart conducta de apă, dar în casa aia s a apărut daci, în casa aia sunt și eu și soțul și nu știu ce poate e de la altul. Nu e nu, de, la... El mai de la, e de la e universul nostru. E universul tău, e numai despre tine. Da. Exact, ca să Soțul nu aruncile, și Ce da, fac algelea. parte din Universul tău. Și, da, da, exact, da, da. Dar da. tine. Pentru că ei nu știu lucrul ăsta, că dacă l-ar fi știut, atunci participau și ele a chestia asta. Da. Când nu aștepți nimic și nu vrei nimic pentru tine, primești totul un dar, fără nicio străduință. Da. Deci noi nu fericirile, vezi, noi învățăm prin copiere. Ne uităm la același din jurul nostru și vedem că toată lumea face asta. Deci noi mm -hmm. nu fericirile vieții trebuie să le că căutăm. Un mai mare bine, o comoditate mai mare, satisfacție toate felurile, um, ușorul și plăcutul, sau savoarea când e vorba despre mâncare, ci trebuie să ne ferim de ele. Și lucrul ăsta este arătat foarte bine în codul Bushido. Ei nu pot să-și permită samuraii să, să se atașeze de materie în niciun mod. Ei trăiesc foarte simplu, trăiau foarte simplu, în condiții extrem de vitrege, se limitau cu puțin, erau ca niște asceți. De ce? Păi omora cineva. Deci în locul unde erau ei, dar asta se întâmplă și la noi, același lucru. Nimeni nu-și putea permite niciun samurai să mănâncă, mănânce mâncare gustoasă sau să-și facă plăcere sau să ia mai mult pentru ei. Și dau exemplu cu filmul Kagemusha, unul dintre filmele minunate în două serii ale regizorului Akira Kurosawa, care alături de april la prioaftă de Rain, după ploaie, sunt două dintre cele mai frumoase filme. El a făcut foarte multe filme deosebite. Acesta, acolo se vede un samurai care Shogunul vrea să-l răsplătească pentru serviciile aduse în luptă. A fost foarte viteaz. Și îi dă o pungă cu galben. Punga aia cu galben, el putea să trăiască o viață dragă cu punga aceea, cu, galbin aceea, fără să mai facă nimic. Da. El ce a făcut? A luat punga, s-a uitat la ea, a desfăcut-o foarte frumos în fața șogunului, a scos o monedă, a strâns-o la loc și a dat punga înapoi. Dacă ai șogun, a zis, cum faci asta? Tu cu banii ăștia ai putea să trăiești o viață fără să mai faci nimic, să fii fericit. Și a zis, da. nu pot să-mi permit, că dacă iau pungă, mă rămâne cineva. Da. Înțelegi? În situația asta suntem noi acum. Fiecare din noi suntem în acea situație. Noi luăm... Mai mult decât trebuie, dar când ei ego-ul crește, presează sufletul și imediat sufletul cheamă forțele cerului să ne execută. Propriul nostru suflet aduce accidentul din față și poate să aducă moartea. Propriul nostru înger, care zice, a, îngerii sunt minunate, susțin în viață, poate să ne aducă moartea. Pentru că pentru lumea divină corpul nu contează, corpul poate să dispară ca să se avreze sufletul. Deci se sacrifică corpul foarte ușor și foarte repede, nici nu discută și fără avertismente, nu se avertizează. Deci noi trebuie să ne temem de ce? De tot ceea ce apreciem noi cel mai mult din lumea asta. Tot ceea ce dorim noi din lumea asta sunt lucrurile cel mai periculoase pe lume. fericirile, lumii, plăcerile, satisfacțiile, comoditățile, belșugul, bunăstarea, savara, uite câte sunt. Binele propriu pus pe primul plan este moartea și moarte și în eternitate, ceea ce este și mai periculos. Pentru că, neavând energie subtilă, tu nu poți, omul nu poate să uh, se ridice, că nu are cum. Deci, energia subtilă ți înseamnă să acumulezi cât mai multe nuuri la satisfacțiile vieții și cât mai multe dauri la greutățile care vin din față. Deci, să refuzi fericirea acestei lumi. Forța prin care tu refuzi fericirea acestei lumi este forța ascensională în lumea de dincolo. Deci noi am venit aici să depășim lumea aceasta. Și nu se poate depăși decât în măsura în care nu te duci spre ea cu totul. Trebuie să o mai lași în pace, să o mai uiți, să fii dezinteresat de ea, să fii neatent la ea, nu? Asta este starea normală de dezinteres față de materie. Pentru că materia te mănâncă. Ea fiind secundară, el ți-a -ți din energie. Nimic din lumea aceasta nu te poate face fericit. Pentru că ea este de un grad inferior. Deci ceea ce este inferior nu poate să sature ceea ce este superior. Deci ceea ce este inferior nu poate să îți încânte, să-ți bucure Sufletul în niciun mod. Nu da. există bucuria da. Sufletului. E bucuria egoului la posesie. Ego Dar nu Sufletul. Sufletul este indiferent la tot ce este în lumea aceasta. Nu-l interesează. El sacrifică ușor lumea aceasta, el se dă pe sine tot timpul pentru ceilalți, Când îi dai ceva, el nu reține mai nimic, Știi? Deci el nu se apără și nu se protejează și nu se luptă pentru el însuși. Face totul pentru ceilalți pentru care are conștiința puternică că el este o ființă comună. Sufletul nostru este comun. Și fiind comun, nu e interesat de binele propriu, individual. Este interesat de binele tuturor. Și în cazul ăsta face totul pentru ceilalți și mai nimic pentru el. Exact cum fac organele noastre, exact cum fac celulele noastre. Și exact cum face un bărbat. Bărbatul e o celulă pusă în fața ta. Uite, așa este o celulă. Bărbatul ăsta este celula din tine. Din cele 37 de miliarde de celule. Așa funcționează. Funcționează bărbatul. Are 80% ființă divină și celula 80% din energie o dăruiește. Exact ca ca un bărbat. Deci celulele noastre sunt bărbați. Da. da. Nu știm când să ne oprim. Nu avem frână. În viața asta. Nu, am fost, fost învățați și tot. Nu, mai suntem și manipulați. Avem, suntem a. resetați la, la minte și suntem spălați pe creier. Adică funcționăm cu conceptele lor și bineînțeles că ajung la concluziile lor. Nici unul dintre conceptele lor nu e adevărat, nici măcar conceptul de iubire. Da. Deci, da. să faci diferență, pentru că ego-ul are o anumită iubire, sufletul are alt tip de iubire. Și uite, e, e, exemplu foarte frumos, Simona a făcut emisiune cu, cu ea despre un trip din Amazon care avea un limbaj. Interesant a fost ce a zis acolo. A zis că s-a dus un misionar acolo american și a petrecut, nu știu, că 30-50 de ani acolo cu, cu tribul acela. Nu mai țin minte. Și a zis că ca să pot să îi conving să treacă la creștinism, ar fi trebuit să, ar fi să le, să-i facă în așa fel încât să fie nemulțumiți de viața lor ca să vrea ceva mai, mai, mai mult, mai bine, să aștepte un salvator. Da. Dar ei erau fericit, aici era problema și el a fost învins. A fost învins de civilizația aceea care era mult superioară civilizației noastre. Până la s-au dus peste, peste această civilizație și au distrusă. Ce, ce se întâmpla? Ei aveau un limbaj în care n aveau trecut și n aveau viitor. Ei când vorbeau, vorbeau totul la prezent. n aveau timpul viitor și nici timpul trecut. Ei când vorbeau da. ceva spuneau că lucrurile se întâmplă acum. Deci da. și-a dat un exemplu acolo uh, Simona, că trimisese soția pe bărbat la pescuit și le-a zis, uh, nu s-a referit la ceva care s-a întâmplat tre la trecut, ci la ceva care s-a întâmpl întâmplat acum. Se întâmplă acum. Da. Deci modul de a uh, vorbi era mai prezent multe din conceptele, sau cred că toate din conceptele noastre, ei nu le aveau. Neavându-le, ei erau fericiți tot timpul. Da. Ei nu puteau să fie nefericiți, nu aveau depresii, nu aveau lipsuri, tot, era fericire, era un, un trib absolut fericit. Și el a studiat limbajul respectiv, a renunțat la creștinism, da? și din cauza asta familia lui l-a renegat, copiii l-au renegat, și soția s-a despărțit de el da? și a rămas în continuare să studieze limba acestui trib. Și ca profesor universitar, a făcut niște conferințe în care a explicat aceste lucruri care erau ceva complet nou în lingvistică. Și a arătat a intrat în conflict cu, cu programarea lingvistică făcută de stăpânii la lume. Și, bineînțeles, că l-au dat afară, l-au ostracizat, nu l-au lăsat să mai țină conferințe, nu i-au mai dat voie să ajungă la tribul acela în Brazilia da. da. și nu mai știa nimic de... Între timp, după nu știu câți ani de zile, tribul a fost ocupat de către autoritățile braziliene, au adus electricitate, televizor, școală și policlinică, i-a civilizat. Ca să le distrugă armonia. Deci asta asta înseamnă. Deci prin limbaj se face o cotropire. O cotropire da. a minții noastre. Pe mine mă interesează dacă ei erau atât de bine. Unde -und a fost fisura la trib? Ei au respins tot timpul, dar în același timp, cred că acolo au acceptat ceea ce le-a venit din față, fără să se împotrivească. Dacă le-a venit din față, după cum învățăm noi, înseamnă că trebuie să fi fost ceva care a tras lucrul ăla. Asta... Nu știu cum ea... Foarte interesant care a fost fisura în... Da, cum i-a păcărit, nu știu. Da. Ar fi interesant să te și tu, a fost pusă ieri emisiunea, pe autor îl poți găsi pe net, a scris multe cărți și sunt foarte interesante, dar nu sunt traduse în limba română. Și o să o vezi despre el mai multe. Pentru că e interesant să învățăm din greșelile altora. Ce au, ce li s-a întâmplat de, păreau atât de perfecți și totuși, uite. Deci atacul pe... se face pe limbaj. Primul atac, conceptual. Deci atâta timp, iau toată siguranța că nu vei putea să, pătr să părăsești matrisul și poți să te duci tu să-ți dea toate secretele din lume. Da. Atâta timp când folosești conceptele lor, nu o să ieși din uh, lagorul conceptual, trebuie să le răstorni. Ei, inversul lor, exact ceea ce au făcut ei. Ei da. au luat adevărul, l-au răstornat și au dus argumente inversului. Mm -hmm. Anti-adevărului. Și așa am ajuns să trăim acum într-o lume în care nu ne mai recunoaștem ca ființe divine. Noi nu mai știm. Pentru că când îi spui cuiva că ești o ființă divină, că Dumnezeu în tine se înfurie, se supără. Și că nu ai nevoie de religie, nu ai nevoie de predicatori, de avocați, de politici. Ieri n-ai fost la comentariu pentru Matrix. Nu, că eram cu Simona. Care mie mi s-a părut genial la un moment dat că am realizat că filmul e exact pe concepția pe aceeași construcție ca Noul Testament, adică dă câteva adevăruri și restul manipulare. <laughs> manipulare. Da. Și, practic, îți arată că ești în Matrix, dar realizezi că, de fapt, te bag în alt Matrix. Nu, cum vedea. să, Că trebuie să dea uh, uh, da. codul sursă. Codul da. sursă este inversarea. Trebuie să să arate, practic, uite, iau conceptul de iertare sau conceptul de iubire, îl inversez da. și zic așa, cum iubește ego-ul, cum, cum iubește sufletul. Și eu o să văd că sunt diferite, sunt dopuse. Da. Dacă există nu. iertare și vezi că nu există iertare, că dacă tu te în tine, n-ai pe cine să ieși pe ăla. Deci ăla este doar victima ta. Tu ești atacatorul. Dar cum îți dai seama? Îți dai seama pentru că el în continuare avea, vrea să salveze pe cineva, avea de luptat cu cineva, deci tot într-un Matrix păi era. Deci era, era da. erau cu toții tot în Matrix. Da da. Nu ieșeau de acolo. Erau, de fapt, cu cuceriți de inteligență artificială. Acum... <laughs> Azi o să mă uit și eu la el să-l văd. Eu, da. Să văd, o să fie divergent. Da, da. O să mă uit și eu la divergență. mă uit la Matrix. Unu, partea 1. Da, nu l-am văzut. Da. Cu siguranță că e o manipulare acolo, dar vom vedea. Da. Care foarte, vede. subtilă, că îți dă impresia că, wow, te scoate din Matrix. <laughs> Da. Dar, de fapt, te bag în altă încăpere. Deci, ce am spus noi până acum este foarte interesant. Asta este baza, este o problemă de energie. Noi pierdem energie pe plăceri de vieții. Noi, ca să putem să supraviețuim, ca să nu murim, să nu vină necazurile, da. că în momentul în care vine necazurile, lipsurile, suferințele, pierderile, de toate felurile, înseamnă că nu mai ai energie subtilă. Și trebuie să te înfrânezi în clipa respectivă, trebuie să te înfrânezi cât mai mult. Ții post, bei numai apă, te spui cu apă rece, mergi pe jos, orice metodă, uți cările, orice metodă prin care tu îți limitezi corpul, este bună, că te încarcă cu energie. Deci noi nu de corp trebuie să avem grijă, ci de suflet. Pentru că dacă pierdem sufletul, corpul e distrus în, într-o clipă. Deci da. nu înseamnă nimic, nu poate să facă nimic. Autoritatea sub, supremă și puterea absolută este mâna sufletului. Iar Sufletul este ca un prost. Deci gândește-te. Cea mai mare putere a lumii este prostul. de deci, Sufletul care este ca un prost, desconsiderat de toată lumea. Că el sare în ajutorul tuturor și nu vrea nimic pentru sine. El acceptă totul și nu se luptă și nu se apără. Deci este un prost. Acesta este cea mai mare putere a lumii. M mă gândesc că lumea. Nimeni nu că... vrea și nimeni nu o vede, că nu are cum să o vadă. Cred că sunt oameni care încă mai confundă energia corpului cu energia subtilă de care se vorbește în școala iubirii. Și. Cred că păi ce mai... este energia asta subtilă? Energia subtilă da. e, este momentul de restrângere a corpului. Deci este înfrânarea corpului, e durerea corpului. Durerea corpului este întărirea Sufletului, este bucuria da. Sufletului. Când corpul se căsnește, se străduiește, este limitat. În toate când modurile nu mai posibile. Poate, când, suferă, da, este greu, da. nu-i convine atunci ați puteți să întâlnești. Deci, da. Noi, problema când apare boala și o, o boală din asta dramatică ca o sentință, nu ai timp. Pentru că mult timp ai lucrat pentru binele propriu, acum cum faci. Ca să da. poți să te încarci. Și singura este să te și apuci, singura care este să te și apuci să te limitezi în toate modurile posibile, atunci se poate cu boala să se ridice. Poate să fie și o, o boală maximă. Există posibilitatea de refacere. Adică te limitezi, Ce greu. Alegi ceea ce este greu. Ce greu să bei doar apă? Bea numai apă. Cât de mult poți, câte săptămâni, câte luni poți, nu? Te limitezi cum poți. Aici este o problemă psihică. Mintea noastră este frică, că este, ea este programată de ăștia să mâncăm de ori pe zi și noi am discutat că programarea aceasta este de fapt moartea, pentru că în momentul în care nouă nefoame, nu ne este foame de mâncare, ci avem o nevoie de curățare organismului. Deci este altă semnificație, opusă și total diferită de semnificația da, pe da. care o dăm noi. <coughs> și lucrul ăsta a fost verificat foarte frumos de Micia șapte, care a ținut un post din ăsta de nouă Luni de zile și colegii lui au fost și de 2 ani de zile, numai cu apă, dar nu numai apă, au băut printre uh, și lapte. De, de ce? Pentru că uh, în mintea uh, noastră laptele este ceva, este materie, este da. ceva mai grosier și atunci nu se mai sperie. Că ea s-ar speria. Dacă îi dai numai apă, se sperie și este foarte greu să, să ducă un, un regin cu, cu apă. Dar dacă bea și un lapte, și în laptele acela poate să facă și o cafea, nu? Atunci uh. este mai ușor să treacă peste lucrurile acestea, peste aceste neputințe. Și se poate. Ele se dovadă că se poate. Deci trupul trebuie să fie limitat ca să putem să ne vindecăm sau să schimbăm situația de viață. Uite, astăzi mi-a spus Bogdan am văzut o informație a lui care zice așa, foarte interesantă, că s-a prezentat la un examen, s-a dus și a făcut voluntariat. Știm? Uh -huh. zice, zice așa, am făcut ieri voluntariat și azi am avut examen dimineața și nu am învățat nimic. Și profesorul mi-a dat nota 8. Uh -huh. Înțelegi? A, da, numai note mari. Când am mers eu la examen, am fost mai, mai, multe grupe și a trecut pe toți și dacă nu știau. Dar la o altă grupă au avut alți examen și tot amfiteatrul au luat patru și doar cinci oameni au luat examenul. De deci ce s-a întâmplat? Prin sacrificiu de sine i-a încărcat pe toți. Când da. și a schimbat, a schimbat profesorul. A schimbat gândul profesorului. Și a dat această schimbare, pentru că în momentul în care te lași pe tine, în, în golul ăla vine divinul și el, el schimbă situația. Nu știi cum. Nu știi cum. Le, miraculos. Pentru că iar e vorba de universul nostru. Iar să repetăm. Da, da. Noi putem face minuni în universul nostru. Da, da, da. Și trebuie să nu te duci pe viață, trebuie să te îndepărtezi de ea. Asta e Că să faci spațiu gol ca să vină divinul. Deci cel mai important lucru este să vină divinul. Iar golul ăla este energie subtilă. Că el vine sub forma energii subtile, care, din energia aceea care nu are formă. Este un flux de energie. Sunt punctele la de, de ferice. Din energia aceea se fac situațiile de mâine. Se iau naștere, oameni se ridică, se trezesc cu oamenii, <laughs> situații, blocuri, clădiri, situații de viață, toate se iau, iau naștere din situația, din energia acea subtilă. Deci noi nu permitem miracolii să vină și nimeni nu ne spune că trebuie să ne restrângem să fim ca niște robi. Eu cred că dacă oamenii ar ști acest secret, toată lumea s-ar ar face tot posibil să fie robul tuturor ca să facă spațiu gol și viața să fie miraculoasă. De aici, din cauza asta, stăpâni la în lume, începând cu Noul Testament, societățile secrete, iluminate, feminist și comunist și neomarxism în care trăim noi acum, au făcut tot posibilul ca omul să fie legat de materii de exterior, ca să nu aibă spațiu la gol, să nu aibă loc să vină Dumnezeu. Deci ni l-au luat pe Dumnezeu. Ni l-au luat. Și noi punem preț pe materii, pe mașina frumoasă, o viață întreagă, de dimineața până seara, căutăm fericirea în afară și ne umplem de eu și îl dăm afară pe Dumnezeu și în momentul în care apar necazurile, deci preocupați și pentru binele individual, de afară pe Dumnezeu. Și atunci vine cazurile ca să ne aducă înapoi în divinitate, pentru că noi nu putem să supraviețuim decât în stare neutră de neutralitate. Acolo putem să trăim în poziție secundară, când sunt pe primul plan, pentru că eu, asta înseamnă, eu pe primul plan, binele meu, adevărul meu, da. de meu. mea. În momentul în care eu te uiți la cineva și vorbești cu cineva și el se mărăște pe sine, se întărâtă și luptă pentru și zice, nu e adevărat. Îți spun eu cum da. trebuie să fie și cum să... Și încearcă să te corecteze, cum acela are ego și va avea suferință, ăla iadul. Da. Deci ai în față un, un, diavol și ai un iad în față. Îl îl vezi cum luptă. Și nu ai ce să faci decât să-l lași să fie cum vrea el. Da, da. Pe când cel care este în Divin și este în rai, ce face? Te lasă greșit așa cum ești, nu se luptă, nu vrea să te corecteze, nu vrea să te schimbe. Asta este. Uh, omul care este așa, este în rai încă de aici. Dacă nu ești așa și cer socoteală, uh, cer dreptate, vrei ca lucrurile să fie cum vrei tu, ăla este iadul. Da. Și nu se poate ieși de acolo decât da, făcând invers. Adică, și n-ai cum să faci invers, pentru că atât cât ai bunăstare, te să reduci din bunăstare. Da. Că omul... Deci ne-au ne băgat în închisoare. Matrixul acesta este bunăstarea, e matrixul și uh, și lagurul conceptual. Deci, prin aceste două, o lume exterioară care tot timpul te cheamă și te atrage cu fericirile ei, Nu te da. duci în supermarket, îți dă tot ceea ce vrei, toate dulciurile de pe lume, toate mâncărurile posibile, să te bucuri cu simțurile, dar tu ești 0,53%, tu nu ești sufletul. E o Pe, pe uh, supermarket trebuie să scrie uh, uh, iadul sau da. Uh, o trabă, cianură, sau... Da, de da. o travă. Deci acolo se omoară oamenii. Pentru că se da. pune materia pe piu blanc, corpul devine primordial și atunci el înceapă să moară, vine cazurile din față și nu știe de unde. Da. Pentru că, spre exemplu, când ești în zona apropierei linii roșii subțiri, aici, dacă, spre exemplu, ai mâncat o înghețată, nu ciocolată, da. repede ai trecut dincolo, când ai trecut dincolo a pornit necazul. Uite, să vede foarte... Deci noi, prin exemple, în școala iubirii, că oamenii fac măturisiri, învățăm foarte ușor unii de la alții. Florentina, în momentul în care am mâncat o înghețată, Ia și așa avea ego-ul foarte puternic, lupta pentru dreptatea ei. a mâncat cu șirție, a trecut de linia roșie, s-a certat cu toți prietenii, i-a sunat, i-a sunat pe toți și a zis că vreau să mă despart de toți, vreau să nu mai aud de voi. Deci a nebunit așa dată. Deci, ce important este o înghețată te poate distruge și o mără. Da. da. Deci, noi trebuie să ne păzim de fericirea lui. Toate lucrurile pe care le dorim cel mai mult ne fac cel mai rău posibil. Da. da. Este o, o pildă, o ceva. Se spune că într-un sat undeva ei nu văzără niciodată un elefant. Și erau vreo șase orbi și au adus elefantul și au pus pe orbi să pipă elefantul și să spună ce văd. Și fiecare pipăia, unul un picior, unul trompa, unul și fiecare spunea din cunoștințele lui ceea ce vede. Așa cam suntem și noi cu Dumnezeu. Pe, îl pipăim pe bucățele și pentru că suntem orbi, noi nu prea știm cum, cum lucrează Dumnezeu și cum, uh, da. nu vedem toată, uh, în ansamblu, nu vedem tot. Uh, am pus o etichetă pozitivă la ceea ce ne omoară da. și am pus o etichetă negativă la ceea ce ne salvează viața. Funcționăm pe dos, efectiv pe dos. Spune și mie, cum poți să-l convingi pe cineva că o viață întreagă, așa a fost el setat, nu? Că trebuie să caute fericire la aceste lumi, ei. că uite ăla cum face, eu ce fac, știi? Deci oamenii se iau unii după alții. Nu există un film, nu există undeva cineva să spună, nu te duce pe materie, pentru că te omoară. Nu poate să spună nimeni așa ceva. N-am auzit un preu să spună chestia asta. N-am auzit o învățătură care să zică chestia aceasta. Adică trebuie să spui clar omului, clar pe față. Deci când cauți viața, fericirile acestei vieți, tu vei muri. Că... și de ce? Pentru că viața fiind secundară, ceea ce este secundar ia energia ceea ce este primordial. Iar ceea ce este primordial nu e săturat de ceea ce este secundar. Nu e de altă vibrație. Altă vibrație, altă mâncare de pește nu se potrivesc. E ca și cum ziceam, dai, dai tăciunea prinși calului. Poți să dai, că nu poți să dai. Da. Sau mănânci tu tăciunea prinși. Nu se poate. Ce să faci cu materia? Că nu ce să faci cu materia. Nu poți să saturi sufletul. Sufletul se satură numai prin dăruire. El doar se dăruiește și atunci iubirea lui crește. Deci cu cât dă mai mult, cu atât crește iubirea. Ăsta e principiul după care funcționează Dumnezeu. El ne iubește pe toți la fel, e robul nostru al tuturor și cu cât El se sacrifică mai mult, cu atât forța și puterea lui și autoritatea lui crește. Și această potențialitate o avem fiecare din noi. Noi, dacă ne-am comportat așa cum se comportă Dumnezeu, am avea puteri nemăsurate. Și am spulberat tu stăpâniștea lumea dar pentru că nu o facem și punem bine nostru pe primul plan, că așa a fost învățat, că Noul Testament am văzut noi că am citit acolo de ce a fost introdus, a zis că gata, vrem acum să ne distrăm să facem avere, da. da? că n, n a limitat să, să facem avere, că erau cele două porunci din primele două care zicea să nu-ți faci avere, să nu pui uh, lumea asta pe primul plan, să nu faci chip și să nu-ți faci idol. Și aia era limitarea și au vrut să se libereze. Deci a fost eliberare de, de strânsoarea lui Dumnezeu A zis, n-am nevoie de Dumnezeu Pun un om mai presus de toate îl, îl venerez așa Și îmi văd eu de treaba mea, de afacerile mele Na, Și toate gata că i-au pus în gură lui Isus Și faptul că niciun boga Nu va intra în părăția lui Dumnezeu Au spus bine și adevărul dar, dar nu erau adevărurile da. fundamentale Pentru că da. omului trebuie Când îi vorbești, să-i vorbești direct direct și să-i spui direct, uite, nu te duci pe materie că asta te o mare. dar direct să-i spui. În momentul în care ai sujești tuturor și robul tuturor, tu te încași cu o energie subtilă. Și această energie este ascensionată și uși mai aproape în da. celor. Mai departe, când tu te restrângi pe tine, în spațiul gol vine divinul și îți face viața miraculoasă. Păi nu vrei asta. Dar ce vrei? Dacă te duci pe materie, ego crește și îl dea afară pe Dumnezeu. Și nu mai poate să vină să-ți facă viața miraculoasă. Păi ce mai cer atunci? Că ai ce să cer, de la cine să ceri? Dacă l-ai dat afară pe Dumnezeu, ce poți să faci? Și ne trezim la sfârșitul în situații dificile de viață, că vin bolile, cazurile și nu ai ce face, că nu ai energie, nu ai spațiu gol. Da. Și trebuie repede ce să faci? Nu mai mănânci, nu? Încep ca nebunul să mergi pe jos, cât mai mult, uscări ca nebunul, ce poți să faci? Să te speli cu apă rece, să te restrângi cât se poate de mult, dar mai este timp. Mai este timp. Da? da? Și stai așa nemâncat cât se poate de mult ca să poți să uh, acumulezi energie. Deci, o viață întreagă te-ai preocupat mai de bine proprii și, deodată mai crezi că mai poți să faci ceva. Dacă Sufletul a fost presat de bine ăsta propriu, că asta este cauza necazului. Uh, singura cauza necazului. Și l-a adus pe Suflet în apropierea buricului, e zona de jos, el nu mai are timp să se ridice sus. Este zona uh. cea mai periculoasă, că el uh. poate să dicteze în orice clipă moartea. Din orice. Adică poți tu să te restricți cât vrei. Dacă ajungi în zona aceea, în zona de jos, nu, nu, mai, nu mai este scăpare. Și poți să-ți poți cât vrei, că tot urmează moartea. Cunosc un caz de genul acesta și nu s-a putut face nimic. Da. Și totul a pornit de la, de la o ceartă între soție și soț. Soția era orgolioasă Maxim, credea că dacă are dreptate, soțul era bun și blând și nu s-a răzvrătit deloc, a stat așa să primească pumni, a primit cât s-a putut pumni, dar când, dai, când dai, și nu i adevărat ce spui când lovești și nu e adevărat ce spui, îți vine înapoi în oglindă, și s-a lovit pe sine, s-a trezit cu un cancer de colon, s-a dus la operație, soțul a îngăduit-o și în situația aceea, a avut grijă de ea și atunci. Au încercat un bypass ca să poată să scoată partea uh, stricată și să Așa și nu s-a putut. Da? Și am mers la ei și am vorbit cu ea și ea mi-a zis: Eu înțeleg că este foarte frumos lumea de dincolo, dar mai vreau să trăiesc. Da? Ceva foarte trist. Și după ce am murit. Nu se mai poate face. la ce? o ceartă. În urma ce? Deci, tot timpul a pus bine individual pe primul plan s-a dus sufletul dincolo de, de linia roșie subțire, s-a în zona de jos și atunci o mică chestie pe care i-a făcut-o, o ceartă, o nu știu ce, o judecată nepotrivită, a dus-o în extrem în boală. Deci trebuie să înțelegem, noi trebuie să ne ferim de sufletul ăsta nostru. Sufletul nostru este cel care ne execută. Judecătorul din noi, divin. Îngerul păzitor la fel și Dumnezeu la fel. Deci ei, aceștia trei, care sunt de fapt unul, da. da. Aceștia trei sunt cei care sunt neiertători cu atașamentul. Deci da. primele două porunci, când pui Mateia pe un plan și zici, sunt o fericire. Fericirile lumii, o, ce frumoase sunt și ele sunt cel mai importante. Deja ți-ai semnat uh, condamnarea la moarte. Da. Te-ai te dirijat spre, spre iad singur. Nu te-a obligat nimeni. Și cu cât, cu cât omul își ia o casă mai frumoasă, o mașină mai frumoasă și își face mai multe plăceri, cu atât se apropie de iad. De ce? Pentru că îl dislocă pe Dumnezeu. Când materia este mai importantă, sufletul este mai puțin important și îl presează. Deci cu cât casa e mai mare și mai frumoasă, cu atât e mai presat sufletul. Pe mă la, merg pe stradă și deci văd mașină. Cu cât mașinile mai frumoase, știu sigur că acele persoane care le conduc sunt niște oameni care au sufletul foarte presat și sunt în situații de pericol în orice clipă. Au o viață nefericită, lucrurile nu merg bine, suferă de toate bolile de pe lume și este într-o stare foarte periculoasă. Eu însumi aveam un prieten el lucra într-o bancă și era într-o poziție de vârf în banca respectivă și ce fericire avea el să-și cumpere mașini scumpe. Și a cumpărat 10 mașini scumpe. Bineînțeles, dădea 200.000 de euro pe mașină sau nu știu cât dădea pe ea, dar sau 100.000 de euro, dar când încerca să o, mai, să o vândă că îi plăcea o alta, nu mai putea să recupereze bani și o, 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 o vindea la preț... O, în favoarea lui. Da. da și asta da. era plăcerea lui. Consecință. Te-a trezit cu toate bolile pe lume, avea boli de lungă, cronice. Deci, avea disponibilitate să înțeleagă și nu l-a băgat direct în cancer. L-a băgat în bol de lungă durată. Diabet, bol de inimă, nu știu ce, dureri de oase, da, da, artrită da. și mai departe, boli din ăsta care sunt continue. Deci, o dura tot timpul. Spatele, nu știu ce diabet și așa, trebuia să ferească să mănânce. Deci l-a băgat în situația asta. Deci ăsta este prețul. Da. Și noi nu vedem cauza. Nu vedem cauza. De, exemplu, ne puteți gânda ce? Nu vezi. Să se face conducta. Nu vezi care e cauza. Păi este prea mult bine pentru tine. Trebuie să te restrângi. Automat, da. când lucrurile nu mai merg bine în viața ta, te-ai restrâns. Și dăruiești ceea ce ai mai mult. Pentru că este bătălia pentru energie, este o bătălie contra timp. E contra timp. Că o, o, niște gândaj din aia pot să aducă situații mai, mai grave. Nu da. să luți cu gânda ce problema. Problema este sau să repar, repar conduta aia. nu o problemă. Dar e un avertisment foarte puternic că nu mai ai vitalitate și că pasul va, va fi mai grav. Da. Adică ai urcat pe nivel superior. Deci nu, nu mai revii la, la, nivelul la care ai fost. Deci conducta spartă și gândacii te vor duce pe un pas, pe un nivel superior de suferință. Pentru că n-ai înțeles. Pentru că ai, că ai căutat binele propriu, nu binele materii. Nu, nu, tu ești o ființă a cerului, n-ai treabă cu lumea asta. Când eram în lumea din nu știam nimic despre lumea asta. Absolut nimic. Sau nu mă gândeam la ea. Deci pentru, mea, pentru mine nu există. Și uite, aici pentru noi este totul. De lumea de dincolo înseamnă zero. Nimic nu înseamnă nimic. Acolo, ceea ce înseamnă, ceea ce e important, este soarele de iubire. Stai la el și te uiți ca la Dumnezeu. Este Dumnezeu în persoană, sub forma respectivă de soare de iubire. Că eu l-am întrebat pe un globuleț acolo, ce este soarele asta Și zice că e Dumnezeu pe un tron. Și eu, în loc să întreb ce este Dumnezeu, am zis ce este tronul. <laughs> și mi-a zis, las că o să vezi tu. <laughs> Așa am făcut și când am uitat în viață. Când am uitat în viață, am, zis, am întrebat că vedeam uh, atmosfera din salonul maternității, soarele pe geam. Era lumea de dincolo. Dar de acolo vedeam lucrurile acestea. Le vezi ca pe un uh, geam la, la 45 de grade. Este ceva așa înclinat, ca un geam înclinat. Și uh, îl întreb ce este asta. Că habar nu avem, n -avem în cap, nu știam ce este. Și ce este viața. Și ce este viața. Lasă că o să vezi tu. <laughs> Că să vă spun. Și mai frumos uh, moment a fost când s-au format organele. Era o stare de extază acolo și de bucurie, era, era, mai puternică, deci țâșnirea de energie, forța cu care țâșnea era mai puternică decât soarele de iubire. Soarele de iubire acolo era o stare constantă, știi? Aici era o pinteală, deci cu fiecare organ venea mai multă lumină. Și am zis, ia uite-te Dumnezeu cât efort face ca să fac organele noastre și noi zicem ca nebunii că, noi, că organismul nostru nu știe ce face. Păi perfect, e perfect. Că oamenii nu știu ce fac, păi Dumnezeu acolo e perfect. Nu? În fiecare clipă toată lumea asta, de realitate e perfectă, în ai ce să-i faci. Este doar o nebunie a noastră. Trebuie să renunțăm doar la nebunie. Deci, în cazul din față, rolul lor este să vină să distrugă nebunia, credința că este ceva imperfect în lumea perfectă al Dumnezeu. nu se poate să existe așa ceva. Hmm. În momentul în care înțelegi că totul este o armonie absolut perfectă, și nu mai intervii, nu mai vrei să schimbi pe nimeni, îi lași pe tot. Și nu trebuie să faci nimic. Nu trebuie să faci cursuri, nu trebuie să dai bani, nu trebuie să faci absolut nimic. Să lași viața așa cum este. O lași așa, așa de la faci. Stai și te uiți. Deci o, -o, o, 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 situație de viață se rezolvă lăsând o în pace. Nu luptând sau străduind de, tu să o schimbi. Nu ai ce să schimbi. Da. Deci asta Dar, este... Dacă știu o femeie însărcinată, ce minuni <laughs> Se întâmplă. în, în corpul ei, foarte păi de mine. Da. Da. Dacă ar putea să vadă ce este acolo, ce lumini da. sunt acolo, ce forță imens, ce opintal, deci Dumnezeu, Creatorul Universului, se străduiește cu fiecare ființă, se străduiește mult mai mult. Deci el investește da. foarte mult, în fiecare om, fiecare om este important. Nu poți să-l critici, nu poți că e întreg. E Dumnezeu întreg acolo, în corpul acela. Și la fiecare Când deci, se dea masca opintit. jos, eu vedem același Dumnezeu, nu vedem altul. Era același Dumnezeu din lumină care râdea la mine și chiar dacă era câinele la micuț, era tot Dumnezeu întreg sau la copac. Și zic și la fiecare persoană în parte, la fiecare ficat, la fiecare... Tot la fel s-a opintit Dumnezeu. La fiecare ficat, la fiecare, fiecare, fiecare erau niște flash de lumină cu o intensitate așa A. de mare, de -era o stare de extaz, că aia îmi plăcea mie. E o stare aceea de extaz, o stare de o bucurie incredibilă. Deci este incredibilă. Îmi, îmi plăcea foarte mult starea respectivă. Incredibil. Parcă mă injecta cu, cu bucurie și eram doar un spectator. Eu, ca suflet, eram spectator la formarea organismului. Da. După care s-a lăsat un timp. Cum? Cum îți croia hăinuța? Te uitai, a, cum? Mi -a da, mi-a croit haina. Da. s-a da. lăsat în și stăteam așa, că nu mai vedeam nimic. Nu am văzut. Deci eram în interiorul organismului, organele se formase, dar nu mai vedeam nimic. Pentru mine era în tuneric. Și atunci m-am născut și când m-am născut am văzut lumina soarelui. Prima dată, primul semn a fost că m-am bucurat. Am zis, ia uite, sunt înapoi acasă. Că ai un dor de unde vii, de la soarele de iubire. Și când mă uitam Seamănă perfect cu soarele nostru Soarele de iubire da. Seamănă perfect cu soarele Numai că acolo era Este un fel de jumătate de soare De iubire Știi? Deci doar jumătate din el Și acopere tot orizontul Stânga dreapta. Și până sus la infinit Și ești foarte aproape de el E foarte mare E ca și când ai fi în fața soarelui Și ești foarte aproape de el Dar când l-am văzut așa M-am bucurat Dar zice Ce cu ăsta? Că ăsta este de căldură <laughs> și nu, nu corespundea soarele de iubire. Soarele de iubire are căldură, are iubire. Și asta nu te dă iubire, știi? Și am zis, da, băi, ce da. se întâmplă cu soarele acesta? Și repede mi-am dat seama că nu e, nu e soarele adevărat. <laughs> și care e rostul soarelui ăsta? Să ne reamintească de Dumnezeu? Sau, este specia divină? divină, da, este specia divină în forma aceasta. Da. Lumina, expresia un, un, unei un caracteristici a lui. Da. Da. Sunt un felul de caracteristici ale divinității, nu însușirea ale lui care se manifestă, dar principala însușire, deci în diferite forme este aceeași însușire, deci da. sacrificiu de sine, aerul se sacrifică pe sine, soarele se apa se sacrifică, pământul se sacrifică, deci totul se dă, totul se dă pe sine, celulele noastre se dau pe sine, Organele noastre se dau pe sine, păi dacă totul în natură și în universul ăsta se dă pe sine, tu ce faci? Omul face invers. Ea da. da. pentru el. Da. Păi stai puțin. Deci ca să fii fericit în viață, trebuie să dai mai mult decât să îi faci operația inversă. Pentru că în momentul în care dai, tu te încași cu energie subtilă și îți faci viața un miracol. Omul nu o are și se străduiește o viață întreagă să aibă mai mult și caută să stabilizeze această uh, putere exterioară a lui și face efort pentru ea, crezând că așa obține fericirea. Dar nu este. Fericirea se obține da. când dai când dai, când sacrifici, când te jefești pe tine, atunci se să obțină fericirea. Uh -huh. Deci e, 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 obții o fericire care nu aparține acestei lumi și nu depinde de exterior. Da. Exterior nu te poate face fericit. Când am făcut mișcarea lentă și am văzut ce fericire pornește din mine, mi-am dat seama că nu ne alergăm ca nebunii spre, degeaba. De, de, să știi, vorbesc din experiență. Toate cărțile sunt scrise din experiență proprie. Asta am trăit. Am descris ce am trăit. Nu e ceva din cărți. Nu există nimic din cărți. Numai că îmi dau seama că dacă oamenii nu trec prin aceste experiențe, nu pot să înțeleagă aceste lucruri. Și din cauza asta, ei nu pot să le practice. Întâi să le, să le trăiești și apoi le vei înțelege. Deci, noi căutăm să le înțelegem, se uite la viduri Dacă nu practică lucrul acesta, nu au cum să și trebuie să ia pe bucăți, lucruri cât de mici. Deci mereu, și ce, funda, ce, este fundamental? Întâietatea. Dai întâietatea mereu celuilalt, dacă aplici chestia asta, deja ți se schimbă viața. Dacă ești robul tuturor, deja ți se schimbă viața ta. Dacă ești de acord cu toată lumea, dai dreptate la, la, tot și te lași folosit, se schimbă viața ta. Deci te duci în poziție secundară mereu și ești atent să fii în poziție secundară, nu te duci pe locul întâi. Mereu îi dai celuilalt întâietate, adică îl servești pe celălalt îl, onorezi. Pentru că e Dumnezeu din fața ta care trebuie să fie onorat. Atât timp când faci lucrul acesta, vei supraviețui. Da. Deci noi trebuie să ne ferim în viața aceasta de fericirile vieții, de plăcerile ei, de satisfacțiile peste măsură. Nu înseamnă să te chinuiești, să te omori. Dar când depășești necesitatea, trebuie să te oprești. Pentru că altfel se transformă în niște gândaci. Sau ți se, sparde, ți se sparge. Sau pur și simplu, mare, mergi până în casă, te lovești cu degetul de mobilă. Lucruri mici. Dar am văzut o, mici, o chestie. Cum... Mergeam pe un drum de țară și am văzut cuciurile atacau o femeie. Bă, da. ce aveau cu femeia? Nu știu, se duceau în ea, loveau în ea. Suțul se băteau cu, cu ele. Nu, nu. Ele nu avea treabă cu suțul. Aveau <laughs> treabă cu femeia aceea. Da. Cine știe ce gânduri ne Da, da, -a. da, da. Și o atacau. Da. Da, deci orice da. ți se poate întâmpla. foarte periculos. Fericile vieții sunt cel mai periculos lucru. Deci da. atenție la înghețată, la toate lucrurile acestea, pentru că dacă nu mai ai energia vieții și poate nu știi lucrul acesta, te pot omorâ. Da. Imediat mă apare în viață o situație neplăcută, dramatică, garda financiară. Sper. În momentul în care a venit garda financiară la tine, te zici, hopa, binele prea mult. Garda financiară poate să nu vină niciodată. Atât adică faci sacrificiu de tine, de sine, tot timpul da. te, te, supui celorlalți, nu poate să vină. Ca să vină trebuie să ai ego, eu. Ca să vină ca să distrugă ego, adică să iei mai mult decât să dai. Dar dacă dai tot timpul, nu o să vină niciodată cartea financiară. Da. Da. Deci totul, gardă de financiară e Dumnezeu. Stăpâni la nume sunt divinul. Ei vin acum ca să se desprindă materie. Dacă te-ai desprinde singur, nicio problemă. Deci noi putem să rezolvăm problema cu noua ordine mondială, lumea nouă în care intrăm noi acum, fiecare în universul lui să, să facă în așa fel încât să se imiteze, să facă loc divinului să fie, ca să poată să îi uh, susțină, că atunci nu mai e nevoie să vină necazuri. Că forțele cerului care vin în universul lui sunt de fapt uh, atașamentele sale. Dacă nu mai așa atașamente, nu poate să vină nimic din viață. Da. De ce universului poate să treacă câte, câte noi ordini mondiale vor ei, nu te afectează nimic. Da. Ai forță și putere maximă. Adică să nu consideri că ceva este rău. Ei știu cum fac. Ei prima dată sunt, inițiază situațiile acestea dificile prin care îți ia proprietățile, îți ia pământul, îți ia mașinile, îți adă, și apoi se duc în poziția cealaltă și încep să critice, se critică pe ei înșiși. Ia uite ce fac, ei sunt în ambele poziții. Deci mai mult sunt în poziția asta de critică pentru da, că ei, da. ei, întrețin ura și asta este important pentru ei, să întrețin ura, frica, să lupți și să te aperi. Dacă lupți și te aperi, vei chema, adică după aceea mă duc în poziția cealaltă, sunt stăpân la lume, sunt forța cerului și vin împotriva ta și te distrug. Da. Adică te, te incită să, să, te vezi separat. Când se separ, cu cât separarea este mai puternică, cu atât forța din față, lovitura din față mai dureroasă. Da. E simplu. Noi uh, explicăm mai mult uh, în 3000 de filme, dar lucrurile sunt uh, simple. Da. Dacă avem principiile clare în minte că să nu te duci pe materie, Încep să. adică pui înfrânarea pe primul plan, nu satisfacție simplu Și în fiecare situație de viață mereu trebuie să mă întreb. Ce este Dumnezeu? Dumnezeu este reținere, este restrângere. Dumnezeu nu este uh, mai mult bine pentru tine, pentru că El apără interesul tuturor. Și când faci totul pentru tine, te diabolizat și intri în conflict cu celălalt și încerci să să te aperi. Da? Și atunci chem forțele celor să te despindă. Și uh, pierderea crește. Deci cu cât aperi mai mult ceea ce ai, cu atât uh, va trebui să pierzi mai repede ceea ce ai. Și trebuie să te ferești de binele propriu, mereu. Nici măcar gândul să nu-l ții acolo. Și repetăm propoziția care a fost pusă aici: toate lucrurile pe care noi le dorim cel mai mult ne fac cel mai rău posibil în ăsta când nu aștepți nimic și nu vrei nimic pentru tine, primești totul în dar fără nicio străduință. Deci problema este să nu ai un eu. Un eu care dorește ceva neapărat pentru sine pentru că va fi lovit. Eu am pățit chestia asta când am fost la firma aceea și aveam un eu, adică doram un bine pentru colegul meu și atunci a rugat facturierul. Când am renunțat la bine pentru că eram în lanțul logic, eram intermediar în lanțul lor. Știi? Și atunci influențam decizia. Și când n-am mai dorit nimica, atunci doamna a simțit și mi-a zis, domnul Maestru, nu știu ce mi a făcut, deci tu poți să schimbi situația de viață în tip real, live. Așa, la fel am împățit și la cardul de sănătate. Am avut o reacție interioară de ce mă fac eu 2 ani de zile, trebuie să fac 5 ani. 5 ani de zile trebuia să fac uh, contabilitatea lună de lună și apoi bilanțul final și a semna o, lumă, o sumă imensă, da? Da. m Am avut o reacție interioară cum, bă, că am zis, și cea că găsește Dumnezeu o situație. Ei și ce, dacă ăsta este divin, dacă reușești să-l și să, te... să simți așa lucrurile, ai schimbat în fața ta situație. Și doamne, da. care înainte nu vrea să-mi dea niciun fel de aprobare, da. pentru că nu meritam că legea era împotriva mea, totodată o lași pila și mi-a dat aprobarea. Da? Deci da. poți să schimbi situația în viață, indiferent de cât de complicate sunt, dar trebuie să nu vrei să schimbi tu ceva, să te lași. Să te lași în pace și să lași pe Dumnezeu, că tu când te lași, El înaintează imediat. Atâta trebuie să faci, să te lași. Să nu vrei tu să corectezi, să nu vrei să schimbi, să nu ai nicio așteptare. Și atunci El înaintează și schimbă situația în viață într-un mod la care nu te aștepți. Dar dacă rămâne un acolo, rezident, adică da. rezidual, atunci ăla va fi țintă. Va fi luat la țintă. Da. Că Eul acela este... E ca și când te așeza în fața arcașului și arcașul va trage cu siguranță în tine. Da. Să Îi zi, cer, te cer să tragă în tine. Îi cer singur să Îi tragă. Îi cer singur să... Da. Și te va lovi sigur. Da. Nu are nicio... N-ai unde să fugi. Da. <laughs> Foarte frumos. Da. Uh, mai avem timp? E și 10. Hai să ne prindem. Da. Facem mâine da. continuare. Păi nu mai este timp. și 10. Nu vrei să mai faci? Um, sau vrei să citesc o întrebare? Sau de da, de... mai citesc și să mă Bine. <coughs> um. mai un pic. Zice, în webinarul Convorbiri și dezbatere 184, Mariu zice să le spunem copiilor de mici că peste tot este Dumnezeu. Cum îi putem învăța să nu împartă pe copii, dar în același timp să-i pregătim pentru viața în dualitate? Cum să procedăm cu copiii care deja au peste șapte ani și am învățat că așa e bine și așa e rău? Ar ajuta foarte mult niște sfaturi practice. Mulțumesc! Se pare foarte complexă. Prima, prima, dată, exemplu personal. Deci, părintele, mama, să fie un model pentru ei și tot timpul să explice modelul de comportament pe care îl realizează. Uite, în situația aceasta, ce alegi? Aleg greul, dar nu aleg ușor. Deci, mereu să fie învățat să, aleagă leagă greu, să nu și aleagă avantajele proprii. Și să spună de ce. Acesta este Dumnezeu, acest greu este Dumnezeu, și uh, beneficiile mele, avantajele mele uh, este diavolul și nu sau să -i dea o altă dumire egoul și uh, nu trebuie ales că va aduce suferință. Și mereu, prin situații de viață concrete, mereu să zic, uite uh, să nu mă îngrijorez deloc, nu, uite, mergem la școală și să nu ne gândim că o să fie mulți copii și va fi greu să intri în școală, sau mergem la o coadă și mai departe, să nu-ți proiectezi că va fi greu. Să zici că dacă va fi greu, dacă nu va fi greu, totuna este. Deci să, mereu să iei și inversul. Și când ajungi la starea aceasta de neutralitate, este starea de vină care va schimba situația de viață într-un mod neprevăzut. Și ei explică lucrul acesta. Și de fiecare dată le explică. Și în fața oricărei situații se comportă așa și arată copilului, uite care este rezultatul. Și îl vede. Vede rezultatul. Asta este ce mai e practică. Deci, îi arăți că calea ușoară nu este dales și să nu aleagă niciodată calea în care să-și caute binele, să nu meargă spre mai mult bine pentru sine și să facă, să sacrifice binele său să, și să explice de ce sacrifică binele său, pentru că Divinul este chiar sacrificiul respectiv, face spațiu gol, vine el și atunci îi face viață miraculoasă. Și miracul acela, deci prezența lui Dumnezeu e cea mai importantă, de cea mai mare forță. Deci, golul este cel mai mare beneficiu posibil, okay. cel mai mare comară, și asta este comara pe care poți să o dai copilul. Această înțelegere că să evite binele său propriu, pe el să se limiteze tot timpul și să pună binele celuilalt pe primul plan. Și când face asta, este o garanție că lucrurile vor ieși bine. Și apoi, când să, să învețe, să nici nu se gândească la un rezultat pozitiv, să nu-și proiecteze în viitor, ceva să nu se lege de un rezultat pozitiv, Adică să, să, vină cu și dacă cu afirmația că și dacă găsesc și dacă nu găsesc tot una este, da? Deci când are în față o situație de viitor, să nu o proiecteze negativ. Adică să nu se îngrijoreze, să, să nu zică că ceva nu să fie bine, că nu se poate să, că dacă zice că nu să fie bine, ajunge să nu fie bine. Deci trebuie să evite să pună o etichetă negativă la viitor. Nu se poate, nu se poate pune etichetă negativă la viitor. Uh -huh. Deci dacă pui etichetă negativă la viitor, va deveni așa. Trebuie să păstrezi viitorul în mâna lui Dumnezeu. Că dacă este așa și dacă nu e așa, să, la o formă de indiferență față de bine și rău. La ce formă va lua viitorul, să fie indiferent. Dacă ajunge în starea aceasta, viitorul va fi cum trebuie. Va fi un miracol, va fi minunat Te va surprinde Deci mereu să învețe copilul Să stea în poziția secundară Să dă întâietate celuilalt Întotdeauna să dea dreptate Tot ce am discutat noi pe aici Să ia niște notițe Și, spre exemplu, chiar de la acest, această emisiune Să dea dreptate întotdeauna Celălalt să învețe pe copil să dea dreptate Și să spună, să scenalizeze Uite, eu vorbesc așa mult de tot Și vreau să te contresc pe tine Și tu ce faci? Dă-i dreptate, îmi dai dreptate da? Ești de acord cu ce spun eu, chiar dacă nu ești de acord, dar ești de acord întotdeauna cu ce spun eu, te lași folosită dacă cineva vine la tine și te pune să... Deci tot ce s-a spus aici este practic. Da, da te lași folosită, te pune cineva să faci ceva, faci lucrul acela, preiei din greutățile lor asupra ta, nu cauți ușorul și plăcutul, adică mergi la școală pe jos, nu mergi cu mașina, chestiile acestea. Nu cauți să, plăcirea să te speli cu apă caldă, de mine, să te speli cu apă puțin mai rece, da? Nu te duci cu liftul, te duci cu scările, lucruri din astea mici, care de fapt te încarcă cu energie și o să o ajute foarte mult, o să l ajute pe copil, făcând spațiu gol, să reușească în tot ceea ce face și va înțelege lucrul acesta și va vedea ce bine este uh, această practică. Că va da rezultat imediat, că îi spune cum să facă și atunci rezultatul apare imediat și va vedea. Și văzând rezultatul, îl va urma această, această învățătură. Dar copiii da. care deja au pornit o pe drumul ăsta cu împărțirea au atunci. chiar și atunci. Uh, cum îi explici copilului care vine de exemplu rănit de la școală, rănit sufletește de la școală, că acum să practică bullying sau nu știu ce, să mai înțelegem că e din mamă și înțelegem că nici mama nu e în ordine. Da, și dar tu trebuie să ești în situația aia și trebuie să faci ceva. Deci că trebuie să se schimbe pe sine și apoi puterea de influență, adică cuvintele pe care le va spune mama vor fi ascultate. Uh -huh. Deci numai dacă tu trăiești lucrurile acelea înainte, da. cuvintele tale vor putea să schimbe lucrurile. Deci dacă nu trăiești, ele nu vor fi convingătoare. Nu vei putea să convingi. Trebuie tu să fii întâi un model, după care când îi explici copilului lucrurile acestea, atunci el le va înțelege. Dar când, când vine cazul spre el, înseamnă prea mult bine pentru el. Și înseamnă prea mult bine pentru mamă. Dacă mama se restrânge, copilul va fi dispus să înțeleagă și va fi ușor pentru el să înțeleagă. Da, <sus> Pentru că va avea ajutorul lui Dumnezeu când spațiul acolo vine divinul la mamă și uh, o va face ca cuvintele ei să fie importante ascultate, să fie ascultate și să aibă o putere de convingere. Da, și copilul da. va putea să le înțeleagă. Iar explicația care o va da va fi, va fi acceptată. Uh -huh. Că aici este o problemă de, la fel, esența. Trebuie să pânzi esența. Esența este preocuparea excesivă pentru binele propriu. Și copilul trebuie să învețe să nu da. se pune pe un plan, să-l pună pe celălalt. Și mereu făcând lucrul acesta, va ajunge într-o stare din asta de permisibilitate maximă. În care Divinul intră imediat și el îi dă uh, cuvint, cuvântul potrivit, îi dă înțelegerea potrivită, îi, îi mișcă situațiile de viață astfel încât să fie bine. Da. Deci totul depinde de starea interioară a mamei, și după aceea, din mamă, din puterea ei de, de acceptare, vine și puterea de convingere față de băiat, indiferent de vârstă. Uite, același lucru se întâmplă și la noi aici. Deci, cu cât noi aici, în viața noastră personală, ne purtăm așa cum vorbim, cum zicem, da, deci da. purtarea noastră urmează cuvintele noastre, atunci puterea noastră de convingere este mai mare. Da. da. Suntem ascultați, suntem auziți, suntem înțeleși. Pe de altă parte, se vede lucrul ăsta din claritate. Cuvintele au claritate și sunt simple. Și se duc direct la obiect. Noi nu avem cuvinte academice, nu avem cuvinte pompoase. Nu știm lucrurile acestea, nu ne dăm da. mari, nu avem doctorate. Nu Ce vorbim ca sunt... politicieni. Da, nu numai, și nici ca psihologi, psihologi, filozofi și mai departe. Nu avem cuvinte obișnuite, nu avem nici conceptele lor, de acolo nici e diferență totală. Da. Noi suntem oameni obișnuiți. Aici, pe școala iubirii, uh, sunt uh, muncitori, femei de serviciu, șoferi, da, da. oameni simpli, de, țărani. Da? Avem și un porcar care da. muncește la porci. Da? Și toți da. oameni de, de, de felul ăsta. Din, din partea mai elevată a societății sunt uh, foarte mulți avocați, judecători, oameni care uh, au exercițiul acesta al uh, gândirii și al cântăririi unde este adevărul. Mai sunt uh, artiști de toate felurile. Și al ma manipulării, putem să spunem, că ei își, își pot da seama unde e manipularea. Da, unde este manipularea, bineînțeles. Da, da. da. Pot să că bine. Sunt obișnuiți da. să cântărească unde este adevărul. Chiar da. foarte mulți avocați și judecători. Au exercițiu. Da. Da. Mai luăm o întrebare? Da. Deci Gabriela Savin. O clipă Domnul... de se poate uita, doamna, la toate, la acestea, să scoate niște idei. mai Se poate uita numai la dezbateri. Dezbateri la acestea se poate uita la ele și se scoate idei de acolo. Da. Dar se aplică dipotate. indiferent de vârstă. Se, nu se aplică să... imediat. Da, da. da. Gabriela Savin, zice așa. Domnul Ghidel, noi nu suntem samurai sau șogun, cerul sau comparațiile. Suntem oameni simpli care trebuie să ne bucurăm de viața aceasta și să nu ne autoacuzăm la fiecare îmbucătură. Bineînțeles că suntem samurai. Samurai este un om simplu. Este un om banal. Dar este atent să nu greșească. Sunt niște principii acolo care le urmează. Sunt principii care se găsesc și în Noul Testament, nu? Ia. Este un principiu care zice: cine va căuta viața, o va pierde. Deci, cel care va căuta bucuria acestei lumi, pentru că este secundară, va pierde lumea. Și este Ia. cauza bolilor și a necazului în viața noastră. Deci dacă doamna nu acceptă, nicio problemă. E problema dânsei. Dar de obicei lucrurile acestea sunt ascultate și înțelese de oamenii care au trecut prin greutăți și au suferit și uh, au, au, fost căzuți. Deci nu au rezistență, nu au orgoliu, nu se protejează. Și oamenii aceștia sunt deschiși la de această informație. Cei care nu sunt deschiși se pot duce la psihologi, se pot duce în altă parte și asta se și e. întâmplă. Nu? La New Age, New Age-ul, când, când se facă podcast cu New Age, sunt 14.000 de vizualizări într-o zi, dar noi sunt 100. Deci asta demonstrează că omul nu vrea să se schimbe pe sine. Caută acea uh, filozofie, înțelegere de viață care să nu-i afecteze uh, posibilitățile, puterile, să nu-i afecteze bunăstarea, comoditățile, deci orice altceva, însă să nu te atingi de mine. De fericire în vieții mele. În contră să le întărească, să le... Să mai mult dorește să, da, să da. le întărească, să primească mai mulți bani, să fie mai fericite da. în lumea aceasta. Când, de fapt, fericirea nu aparține aceste lucruri. Toate religiile fundamentale au arătat lucrul acesta, dar nu toată lumea acceptă lucrul acesta. Uite și tu ce, ce mult rău a făcut uh, Noul Testament și în New Age da. și în continuare, pentru că mor miliarde de oameni anual datorită împărțirii. Că ei se văd separați, ei cred că celălalt e separat și trebuie să fie atacat. Când de fapt noi mereu mai aici zicem că suntem o ființă comună, dacă nu mai împărțim bine și rupăca ne păcat drept nedrept, atunci îl vezi pe celălalt da. una cu tine. Ce rușină este să te compoți ca o ființă um, divină sau care nu știi ce să facă decât să-l facă celălalt fericit, deci nu pe sine. Și uh, Doamna îi datorează celulei care are principiul acesta. Că 80% de energie o dăruiește cealaltă celule. Ea funcționează pe principiul divin, principiul pe care nu-l acceptă. Și zice să mă preocup de mine. Păi în momentul în care gândești să te pui pe tine pe primul plan, vei atrage necazul în viață. Noi spunem doar așa ce se întâmplă, explicăm pentru noi, explicăm în primul rând ce se no. întâmplă uh, când facem aceste mișcări, pentru că noi nu știm și ne este ascuns că noi mișcăm energie foarte mari. De la simplu fapt de întâietate. Spre exemplu, când în lumea arabă, bărbatul merge în față cu partea bărbătească, femeia merge în spate cu partea femească. Această simplă mișcare încarcă cu energie pe bărbat și el va reuși în viață și familia va fi fericită. Este o mișcare de energie. Femeia când se pune în poziție secundară și dă bărbatului poziția primordială, atunci totul va fi în armonie în familie. Știi că mi-a trecut și asta pe în cap, că știi, era un cod al bunelor maniere să lansase cu ceva timp în urmă, în care și acolo se spunea cum să se comporte bărbatul cu femeia și cum să-i dea bărbatul, bărbat bărbat, în, da, da. întâietate, cum să-i deschidă Femel, ușa invers, femeii, da, să fie ea da, prima, pe totul, dos, da. da, da, totul era pe dos. Păi aveau școală, era comunism, comunismul e un precursor. Da, e da. făcut tot de aceeași de iluminat din anii 1700. Deci, Bindeberg. comunismul, feminismul, societățile secrete sunt create de către ei. Clubul Bilderberg, toate nebunile astea care sunt acum, sunt create de către ei. Adică, a fost pus omul pe primul plan și uite-te, când pui omul, înseamnă pui ego lui binele individual mai presus de toate, și materia pe primul plan. Și când pui materia pe plan, din conflict cu Dumnezeu, care se împotrivește binelui tău. Da. Când doamna a zis binele meu pe primul plan, înseamnă că a intrat în conflict cu Divinul. Și apar da, ne uite, nefericiri, că... cu siguranță are nefericiri și neîmpliniri în viață. Asta că... e una din genialitățile lor, că ei se multiplică în diferite, ca și în Matrix. Îți dau diferite tipuri soluții, dar de fapt aceea soluție. Și nu ți dai seama. eu pe ei... primul plan, atâta facem. Da, 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 da. În diferite moduri. În diferite moduri, exact. Păi în toate uh, preceptele acelea lui Dale Carnegie, două, câte, 21 sau nu mm -hmm. mai știu câte erau, toate erau, pe principiu e pe primul plan, să te preocupi de tine, da, să fii da. cum trebuie. Dar să știi că asta a pornit mai demult, a pornit de la protestanți. Protestanții au această concepție. Ai grijă întâi de tine și apoi vei putea să ai grijă de celălalt. Mm -hmm. Dar nu mai este că dacă pui binele tot pe primul plan, nu mai poți să ai grijă de celălalt tebe tu să nu ai grijă de tine ca să poți să ai grijă de celălalt. Din invers. Deci l-a atacat pe Dumnezeu într-o simplă propoziție. Sau putem, putem parafraza. Cum să avem grijă de noi? Să nu avem grijă de ne neavând grijă de noi. Cumva. Să ne lăsăm pe noi. Așa avem grijă de noi. Să nu fim preocupați în mod obsesiv de binele Da. Dar pentru că noi suntem o ființă comună. Um, și nu, oamenii nu știu lucrul ăsta. Ca să știi, trebuie să te, să fii robul tuturor și atunci în poziție secundară, când te pui, vei putea să ai experiențe din ăsta dincolo de moarte, să te ducă da. în lumea dincolo și să vezi că, de fapt, ești o ființă comună. Că da. noi, noi nu știm. Și până da. nu știm, avem încredere în ce care a fost în lumea de dincolo. Da. Uite, întrebarea următoare e... Ai repetat tot și în cărți și peste tot, dar probabil că mai e nevoie să încă să mai spui. Nicolina N. după părerea domnului Ghidel, noi oamenii ar trebui să lăsăm de la noi pentru a pierde totul. Până când? Nu totul. Adică să e. pui bine celălalt pe primul plan și atunci uiți de tine, nu te mai purculi de tine, în sensul ăsta. Da. Deci când faci totul pentru celălalt, nu mai faci totul pentru tine și uiți. Când nu -ți aminte și își amintește Dumnezeu de tine și îți mai dă câte ceva. <laughs> și zice, până când? Păi până și amintește Dumnezeu de tine. <laughs> și are grijă de, -l, de, -l, de -l. da. Păi asta se și întâmplă. Spre exemplu, te duci la servici, faci tot posibilul să dăruiești totul celălalt și vine ora mesi și n-ai nimica Și toți ceilalți vin și îți dau să mănânci. Păi nu înseamnă că Dumnezeu se să să mănânci? Da, da. Sau, m-am pățit eu, am păstrat un sandviș uh, până la sfârșitul serviciului și am vrut să mănânc. Când să mănânc, un prieten a zis că nu am mâncat nimic și am dat sandvișul meu. N-a trecut decât 5 secunde și 5 secunde a venit un altul cu un sandviș uh, dublu, supraetajat. Deci avea mai, mai mare decât sandvișul meu. Da. Și uite-te, deci Dumnezeu îți dă da imediat. De ce? că da, el vrea doar să vadă generozitatea ta. Faptul că tu ai posibilitatea să te sacrifici și pentru că tu ești, fiind o ființă comună, trebuie mereu să semn că ești o ființă comună și lumea nu este importantă pentru tine, nu este primordială pentru tine. Dumnezeu vine în toate formele să te testeze, să-ți vadă disponibilitatea, da? Și apoi te răsplătește cu dobândă. Da. Eu simt în momentul în care omul se pune pe primul plan pentru mine simt o stare de pericol incredibil pentru omul respectiv. Deci o stare sfârșitoare de pericol, ăla este iadul. Deci omul acela deja, furia lui, reactivitatea, reacția, faptul că se crede superior, că el crede că are dreptate, că tu nu știi nimica și tu da. ești inferior lui, deci când se ridică pe sine, acestea sunt caracteristicile diavolului și se simte în el o furia, amânia și ura sunt, de fapt, prezența diavolului și se vede furia, pronește furia, ăla este diavolul. Deci omul care este reactiv, reacționează, ripostează și răspunde da. cu agresivitate, agresivitatea aceea este prezența lumii întunericului, deja este în el. Da. Deja este în el. Și simt starea respectivă. Are, are o stare de pericol acolo, o suferință care deja... Suferă de-acum... Suferă cumva va suferind da, da, da. dincolo. Acolo trebuie să înțeleagă că suferințele astea de acum vor fi amplificate. Și cu furia cu care el lovește, acum îi va veni din față alte furii, deci alți oameni vor face răutăți și nu va putea să răspundă. Știi? Adică da. are, are, tendința să reacționeze dacă nu pasă, nu îi se devoie voie să reacționeze. Și îi sare în interior, îi sare ca un, un foc care îl arde în interior. Se face o combustie interioară aia se transformă într-o suferință. O durere din aia care îl arde, îl A, este, este focul iadului. Se simte la fiecare om care se înfurie, care reacționează, se luptă, ripostează. Este, este de fapt, uh, focul iadului în el. Și îl simți. În, în, un în, Matrix, în Matrix, la un moment dat este o scenă în care îi, să îi dispare gura uh, actorului uh, și el nu mai poate să reacționeze, nu poate să urle, nu poate să facă nimic. Și chiar colegul nostru, Emil, a făcut comparația asta. Zice, asta trebuie să fie, așa trebuie să fie în iad. Că nu așa poți să țipi, nu poți să faci nimic. Nu, nu poți, poți să faci să... nimic, da. 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 Vrei, vrei să zici, de... să spui, să țipi, nu poți. Reacție. Da. Și cu forța, deci acolo primește o lovitură de 10 până la 100 de ori mai mare decât lovitura lui de aici. Da. Deci ura care a dezvoltat-o acum va primi din față o ură mult mai mare. Bine că eu înțeleg că omul nu s-a dus lumea de dincolo, dar uh, măcar sunt, să înțeleagă că sunt mii de cărți, în scripturile, religiile, tuturor poporilor care spun lucrul acesta, că jerfa de sine este pusă pe pi un plan în toate cărțile sfinte. Jerfa, sacrificiu de sine. De ce? Pentru că mă, în momentul în care omul se jerfește pe sine, se unește cu Dumnezeu. Când nu mai își pune binele propriu pe un plan, devine una cu el. Nu este un lucru rău nu este un lucru de rușine, nu este lucruri de respins. Este soluția da. ca să poți să te. Eu doar o problemă de energie subtilă. Nu ai energie când timp cât te o preocupi numai de tine, vine momentul în care ai consumat energia și gata, pornește suferința. Mm -hmm. Și dai din loc în loc degeaba. Medicamente, doctor, nu înseamnă nimic. Degeaba vii și reparie conducta de apă, că vei urca, în clipa respectivă vei urca pe alt nivel. Mai dificil, e un doar avertisment. Și apar în viață pierderi. În momentul în care se, se îmbunăvesc copiii, de-abia atunci îți dai seama cât, cât de mult rău ai făcut celorlalți și nu ți seama. Și ție. Când se îmbunăvesc copiii. Că te ia copii, dacă uh, nu reușește prin bărbat, știi? se încearcă prin băbat, în modurile în care o deranjează pe femei, și mai Dar dacă nu, vine prin copii și acolo o, o termină. Da. Da, să vezi copilul tău că mare, nu e de acolo. Și să înțelegi că aroganța femeii, obrăznicia, răutatea ei, nu? înfumurarea ei, mândria ei, trufia ei, da. ura ei, furia și mânia ei au creat Boala copilului. Asta se întâmplă întotdeauna. Când copilul s-a îmbolnăvit, este ura femeii. Ura femeii pe bărbat, pe Dumnezeu. Și îi pe Dumnezeu. Femeia, când atacă bărbatul, atacă pe Dumnezeu. Automat. Și în cazul asta, îi vin toate necazurile pe lume și nu-și dă seama. Și nu va înțelege că cultura noastră nu are aceste concepte în interior. Nu vorbește despre aceste lucruri. Noi nu putem înțelege. Noi întotdeauna înțelegem cu acea, acele cuvinte și cele, acele concepții care ni s-au predat la școală. pe care, și în societate. Dacă societatea nu are aceste concepte, noi nu putem să le înțelegem. Și uh, societatea nu se le aibă, pentru că ar însemna să nu mai lupți, să nu te mai vezi o ființă diferită societatea se bazează pe sciziune, pe divizare, divide am. te divizează în păcat, nepăcat, drept, nedrept și atunci te face o ființă întunecată. luz cu aproapele tău, pe aproapele tău. Este cum sunt organele. Ce inima luptă cu riniciu, ce e nebună. Sau celulele luptă cu altă celulă, nu poate să-și permite să facă asta. Că începe să deregleze totul. Deci în noi este unitate absolută. Înțelegi? Bine, și tot acest model de, de comportament al nostru agresiv va influența celulele și ne vom trezi după aceea cu un război interior și cu bol de toate felurile, în orice mod posibil. Deci nu se poate repara un organ că, dacă nu se repară cauza care este această împărțire în bine și rău, care vine din absolutizarea virtuților. Dacă nu scazi absolutizele respective, boala se va duce pe alt nivel, da. automat poate să repar. Deci nu contează uh, organul pe care îl lovește. Îl lovește pentru că ai absolutizat virtuți. Un bine propriu. Te-ai preocupat mai de bine propriu. Ne-am ne -am tot discutat de la început că preocuparea exagerată pentru binele individual înseamnă uh, orgoliu, egoism, înseamnă suferință. Adică ego-ul foarte puternic presează sufletul și atunci el trebuie să ia măsuri. Și el ia măsuri fără avertisment. Nu avertizează. Vine accidentul, vine mașina după tine. pe pe uh, trecere pe trece pieton sau pe refugiu, da. pe urcă la... după tine, da urcă după, urcă tine. după tine am văzut situații da. de genul ăsta da 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 hai să mai luăm o întrebare Marius. ce zici și un om care este echilibrat e foarte periculos pe exemplu am pățit chestia asta uh, uh -huh. interesant travesam strada aici la mine și intră unul, când deja dăduse drumul, la uh, uh, intră în intersecție, când trebuia să se oprească. Da. Ceilalți proniseră da, spre el, accelerează și uh, pe mine m-a prins, uh, pe petrece pieton când s-a schimbat uh, culoarea. Da. Am alergat să nu mă lovească. Ăsta a trecut pe lângă mine, încercând mm. să, mă, să mă protejeze și pe mine și pe, pe ei adică să mă protejeze pe mine, că n-avea să... El a virat și după 100 de metri, o doamnă ieșea din lateral și n-a fost atentă, nici unul, nici altul, a intrat în ea, ăla care a intrat în ea s-a învârtit în aer de câteva ori cu mașina și a căzut pe capota doamnei, știi, capotă pe capodă. Da. Era cu capul în jos, știi? Deci, un om care este echilibrat, pot, dacă încerci să te apropii de el, poate să te ducă în situații extreme de genul acesta. Deci, părerea mea este așa, că omul care este în armonie cu Dumnezeu, trebuie să fie atent să nu, să nu îl calci, să nu îi faci un rău, pentru că îți vine înapoi. Accelera. În... El accelerează situația, deci um, rău respectiv vine înapoi împotriva ta. Că ai vrea să-l faci, că el asta a simțit o el a vrut să-mi fac un, un rău, a vrut să glumească, să se apropie cât mai mult de mine, să mă sperie, știi? Asta a vrut să facă și atunci a căzut singur în... în... Dar de ce a apărut acest scenariu în realitatea ta, Marius? Precist o să se întrebe lumea pe asta a fost, ca să arată ce cât de important este să fii în echilibru și să fii în acord cu divinitatea, pentru că atunci se apără viața în orice situație. Deci da. omul acela a vrut să se distreze și s-a căzut singur în, în plasă. Da. Sau în altă situație, m-am dus cu doi pri un prieten care venise cu prietenul lui în par și mi-a pus o felul de întrebări și am văzut că era răzvrătit și am dat, am fost de acord cu tot ceea ce spunea el, s-a înfuriat, știi, și păi tânul mi-a zis, fii atent, a observat că eu cedam mereu, deci faptul că mai auzi cedează, acum ești, ești în pericol. Și a doua zi a făcut accident de mașină. Da. Înțelegi? Deci, atacul acesta, făcut pe nedrept, Făcut că nu ai niciun fel de dreptate, doar așa din răutate, știi, asupra unui om, va aduce consecințe grave dacă omul acela este echilibrat. Mm -hmm. dacă omul acela este... Exact ce s-a întâmplat cu doamna cu soțul. Deci se certa cu soțul mereu, soțul era echilibrat și încerca să o calmeze, să, să nu-i acorde atenție cuvintelor care și ea era și mai uh, uh, răzvrătită împotriva lui, vehementă împotriva lui și l-a tot atacat. La un moment dat a zis că vrea să divorțeze din nimic. Chiar stătea așa mirat și nu înțelegea. Din lucru de nimic să te comporți în formă aceasta. Și nu a durat mult și s-a trezit cu cancer de colon. Deci când ataci un om care este echilibrat, ești în pericol. Da. Asta cu escaladarea din lucru de nimic, asta este specific femeii da, da. Adică da, dintr-un da. lucru de nimic să se ajungă la adita mai uh, supărarea, scandalul sau eu știu ce. Și nu avea nicio... nu era da. motivat este... deloc. Da, absolut deloc. Da. Dar nici a se întâmplă și acolo că a, ea, cum spui tu, cum spui că e diabolizată, deci nu se poate controla. Nu se poate opri. Da. Ea există zona aceea e ceară pentru asta există, pentru o purificare, Când că nu pic. se poate urca mai sus nimeni. Mulți stau cu sute de ani acolo și zi de zi de zi suportă agresiuni foarte mari. Dar se face acolo, e nenorocit. E o călire, te călesc, nu? Poți să Călezi, tăi, da, tăi, poate tăi. să fie și o, o stare de lipsă de speranță, că dacă el nu vede o soluție interioară în el, nu dezvoltă o soluție interioară, da. să fiu mai bun, mai îngăduitor, să cedezi, să nu mai mă răzvrătez, să înțeleg că omul din fața mea nu vrea să mă omoare, vrea doar să mă ajute, că necazul da. care vine din față este de fapt un bine mai mare decât bine. Lucrurile acestea care ar putea să se dezvolte în el această înțelegere, da. nu știu cât se dezvoltă că dacă el aici pe pământ te-au văzut greșit și tot timpul a luptat cu tine, acolo va lupta și mai mult. Da. Acolo va lupta și mai mult. Uite, asta e problema cea mai mare cu aruncatul în exterior și cu acuzarea exteriorului. În continuare e o problemă mare după câte te observ și nu se înțelege că... Sau chiar dacă se înțelege, rămâne la nivel de înțelegere mentală. Că... Uite, spre exemplu, în Iadul 2. În Iadul 2 erau o ființe la cele, ce au înghesuit globuleții ținut și la infinit. Sus, da. lângă, stânga, dreapta, peste tot. Nu avea capăt. Erau și toate erau înghesuite. Atât de multe erau. că mă gândeam, Dumnezeu nu are un spațiu pentru ăștia toți. <laughs> că erau foarte mulți. Și țipau. Problema lor fundamentală era că pe Pământ s-au ocupat cu, cu adunatul. Dar mai era o chestie în spate. Aveau o răutate în ei, incredibilă. Da. O mânie. Este mânia asta pe care o văd la oamenii ăștia care reacționează cu răutate. Binele meu pe primul da. plan. Când da. Sufletul nu-și caută bine niciodată, dincolo la prag, sunt ființe care sunt înfrânte. Copilăroase, sunt uh, ființe care pe pământ nu s-au preocupat de binele propriu, nu s-au apărat, nu s-au protejat niciodată. Da? De aceea, ăla este are iubire mare. Prin când, dincolo, în, în iadul 2, erau niște răzvrătiți, răi de tot, uh, agresiv cu agresivitate, cu ură, aveau ură, mânie, furie, toate uh, nenorocirile acestea le aveau în ei și se simțeau toate, toate stările acestea, Furibunde, o furie imensă, care nu putea să fie. Furia aia era ca un foc, care ardea pe interior și nu mai știau că dacă vreodată puteau să mai poată să fie trimis pe pământ, să poată să scape de furia aia. Deci furia aia îi omora îi, îi, sugurba, îi sufoca. Furia aia continuă, gândește în infinitate, să ai tu furia asta continuă acolo. Să da, aibă omul furia da, da. continuă acolo. Da. Păi este un chinul de pe lume și furia e propria lui furie. Deci el se bate pe sine întotdeauna. Când atacă, lovește în Dumnezeu în față divinul, nu poți. Chiar dacă este greșit, așa cum este, să lași. Că de aia zic, credință nu are decât cel care te lasă greșit așa cum ești. Cel care vrea să te coreteze, să te schimbe, să te crede superior, vrea să te, să te modifice, acela nu are credință. Pentru că ce să modifici la soarele de iubire care vine sub forma unui neisprăvit, unui netrebnic, vine unui necredincios, unui păcătos. Așa, așa, face el. Și ei toți se iau după Noul Testament, unde Isus era pus, a fost pus să vindece oameni. Și zicea, da. voi sunteți proști cu toții. Păi cum să spui prost, soarele de iubire, că nu poți să-l faci prost. La se zicea că sunt netremnici. Că dacă își dă masca jos la care zici tu că e prost, o e la fugă. E Dumnezeu acolo, nu poți să zici că e prost. El mizează pe faptul că a fost scos Dumnezeu de peste tot, nu? Și atunci, da. fiind scos de peste tot, noi nu l vedem. Noi nu vedem și, și nu știm. chiar nu-l mai vedem. Păi Am nu, chiar nu-l vedem, că nu avem cum să-l vedem. Avut, da. Și nu știm că cel în fața noastră, dar nu ne gândim că de aia am făcut eu această chemare. Ia puțin să te uiți tu la chimie, la fizică, matematică, științe, filozofie, religie, unde se zice că Dumnezeu este peste tot. Ia să strângem de toată citatele acestea și o să vezi acolo, spre exemplu, când zice în fizica cuantică sau mai știu în medicină, că sunt 37 de miliarde de celule. Și dacă o operație dacă faci, dar o celulă face, se cunosc până la 100 de operații pe secundă. Da? dar dacă face 1000 de operații, dacă face un milion de operații pe secundă, miliarde de celule fac un milion de operații pe secundă. Păi cine le spune ce să facă, cum să facă, e o uzină imensă. Toate operațiile să fac o viteză incredibilă, da? făcute și administrate de cineva supraomenesc, peste noi o putere mai presus de înțelegerea noastră. Cum ăla este Dumnezeu. Și nu e în tine? Păi dacă e în tine, cum să zici tu că tu ești netrebnic? Cum să fie netrebnic? Că ființa aceasta condusă de, de, Dumnezeu, creată de divin, că nu te crezi tu, te creează El și te ia când vrea El, nu când vrei tu, și te aduce în viață când vrea El, cum să zici tu că e defectă? Că nu știe ce face, că e proastă, că e netrebnică. Nu se poate spune nimic, este o jignire adusă Creatorului. Acolo nu sunt mai jigniri, că dacă te uiți în psalm, sunt mai jigniri. Da. Adică Adică îl face, zice că îi scoate dinții lui Dumnezeu, abia aștept să-i scot dinții. Da? Și îl face surd, sau mai știu, o, cuvintele sunt foarte urâte, nici nu le-am reținut. Da. da. Deci nu se poate spune așa, că când spui despre celălalt, spui de Dumnezeu. Spui despre soarele de iubire, că nu știi ce face. Păi soarele de iubire, acolo e întreg. Când și-a dat masca jos, era în locul omului acela Era Dumnezeu care zâmbea Dacă ai vedea lucrul ăsta Ai mai îndrăsni? Să spui soarele de iubire că e netrebnic Sau să zici că este greșit Că trebuie, că tu nu știi ce face și necredincios Nu respecti Biblia Poți să spui so soarele de iubire Că nu respectă Biblia Că nu poți să spui El este cel care vrea să nu respecte Biblia Dacă el vrea asta Ce poți să faci? Și știe de ce Știe de ce da. Iar dacă el a creat Noul Testament, că tot el a fost și în poziția respectivă, știe el de ce a, creat. Că el a zis așa, voi vreți, nu v convenit primele două porunci din Vechiul Testament și a, vreți să faceți avere, să vă bucurați de viața voastră, uite, bucurați-vă. Dar pentru fiecare bucurie asta peste limită, când ați trecut de linia roșie sub subție, subție va mars. Da. Și sunteți liberi, da. nicio problemă, dar va mars. Nu ca să vă omor, ci ca să vă salvezi viața. Că tot ce da. face, face din iubire. da, Dar îți poți pierde viața, oricând. Pentru că nu iei seama. Totul este vorba despre iubire. Noi nu avem respect față de Dumnezeu, niciun respect. Omul din fața noastră este Dumnezeu și noi cu mânie și cu furie îl atacăm cu toată ura posibilă de pe lume. Ăla e iadul. Da. Ai și definit iadul, ai, ai făcut un program de autodistrugere, acolo te duci. Noi trebuie să fim atenți la cuvintele pe care le spunem, la gândurile noastre, la faptele noastre, pentru că vor conta și fac diferența între viață și moarte și poziții pe care o vom avea în lumea de dincolo. Bun, ne oprim, este șase fără da. da, bun, Marius. Zi frumoasă pe mâine la o zi bună. Revedere.